Turcii 16 miniștri nominalizați în cabinetul Ungureanu se află la această oră în Parlament pentru a primi votul de investitură. Un vot cu emoții, dar nu din cauza opoziției, ci din cauza absențelor din băncile puterii. 3 parlamentari PDL și 4 ai UDMR au ales să nu se prezinte la ședința în care trebuie să acorde încrederea pentru noul guvern. Totuși, Mihai Răzvan Ungureanu a intrat în sala de plen plin de optimism. În privința votului, nu, dar emoții firești de om care își asumă o responsabilitate enormă, da. Votul ar trebui să înceapă dintr-o clipă în alta. Iosif Buble este în Parlamentul României și ne va aduce ultimele vești. Deocamdată însă USL a anunțat deja că nu va vota guvernul Ungureanu. Evident, nici nu participă la votul din plen. Parlamentarii PSD, în schimb, au mers la Parlament pe post de supraveghetori. Ce o să le spuneți, transmiteți astăzi în plen celor de la putere? O să explic, nu neapărat celor de la putere, ci opiniei publice, motivul pentru care Uniunea Social-Liberală a decis să nu participe la vot și să nu dea votul de încredere acestui guvern. Supraveghea votul astăzi? Sigur că da. Mergem acum în Parlamentul României, unde se află colegul meu Iosif Buble. Iosif, de câte voturi are nevoie noul guvern ca să treacă? Bună ziua, e nevoie de 232 de voturi. Era quorum înainte 236, în acest moment sunt mai mulți parlamentari lipsăși la Senat și la Camera Deputaților, astfel că quorumul a scăzut la 232 de parlamentari, senatori și deputați, evident.